Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele informații ale zilei. Creștinii ortodoxi au intrat în săptămâna patimilor. Au început zilele educației naționale. Poliția giurgiuveană implicată în programul Școala Altfel. De Paște, roboții se vor confrunta la Viena. Perioadă neagră pentru Astra Giurgiu. Creștinii ortodoxi au intrat de astăzi în săptămâna patimilor, considerată cea mai importantă perioadă din an pentru Biserica Ortodoxă. Este săptămâna ce precede Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Săptămâna patimilor este cuprinsă între sărbătoarea floriilor și cea a Paștelui, altfel spus, între sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim și cea a învierii Domnului Iisus Hristos. Această săptămână este cunoscută și ca săptămâna deniilor, slujbele religioase oficiate în această perioadă. Este cea mai importantă săptămână din punct de vedere duhovnicesc pentru noi creștinii. Ea reprezintă momentul de maximă importanță și de înălțare sufletească, pentru că în această săptămână noi nu numai că comemorăm, ci retrăim alături de Mântuitorul Iisus Hristos ultima etapă tragică a vieții sale pământești. De aceea, fiecare zi a acestei săptămâni, denumite Săptămâna Sfintelor Pătimirea lui Hristos, are o semnătate aparte. Fiecare zi din această săptămână are o semnificație specială, iar deniile atrag la biserică credincioșii în număr mare. Lunea serbăm alungarea de către Mântuitorul a zarafilor din Templul Sfânt și a celor care vindeau acolo animale. În ziua de marți se face amintire pentru zmochinul neroditor care a fost blestemat de Mântuitorul Hristos și apoi uscat. În ziua de miercuri se amintește de dojana pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dat-o celor care în vremea sa schimbau legea și nu înțelegeau însemnătatea și rolul adevăratei descoperiri ale lui Dumnezeu, desigur, cu referire la practicarea moralei sfinte. Joi vedem instituită taina Sfintei Euharistii prin cina pe care Mântuitorul Hristos a luat-o împreună cu ucenicii săi pentru ultima dată înainte de Sfintele Patim și totodată și arestarea sa. Vineri trăim alături de Hristos Sfintele sale pătimiri, pentru ca mai apoi, înainte de zorii zilei de duminică, să-L vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat, făcându-ne și noi martori la aceasta. În săptămâna patimilor, creștini ortodoxi țin post negru, adică nu mănâncă nimic până la lăsatul serii. Este și săptămâna în care se fac pregătirile pentru Paște, potrivit tradiției și rânduielilor bisericești. La Giurgiu au început oficial zilele educației naționale, manifestare prin care liceele își fac cunoscută oferta educațională. De la festivitatea de deschidere de astăzi nu au lipsit momentele artistice susținute de preșcolari și școlari. La fel ca în anii trecuți, parterul Centrului Cultural Ion Vine este gazda primitoare a noii ediții a Zilelor Educației Naționale. Aici, timp de 5 zile, liceele giurgiuvene au ocazia să-și prezinte oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016. Vă felicit pe toți cei care v-ați străduit astăzi să aduceți aici tot ce este mai bun din școlile dumneavoastră, să prezentați părinților și viitorul elevei dumneavoastră aceste realizări, aceste premii pe care dumneavoastră le-ați obținut de-a lungul multor ani de muncă și prin această metodă să atrageți către școlile dumneavoastră elevii cei mai buni și cei mai pregătiți. Seria de manifestări cultural-artistice a fost deschisă de corul seminarului teologic Teoctist Patriarhul.
urmat dansuri populare puse în scenă de o grupă de preșcolari de la grădinița Dumbrava Minunată, elevi ai școlii de muzică Victor Carpis, de la Palatul Copiilor și multe alte momente artistice. Reprezentanții liceelor au avut grijă să-și amenajeze standurile într-un mod cât mai atractiv pentru a-i convinge pe elevii din ultimul an gimnazial să li se alăture. Avem o clasă de mate info, două clase de științe ale naturii, o clasă de filologie, două clase de științe sociale și o clasă specială, singura din Giurgiu, de profil pedagogic. Cu specializarea învățător-educator și noi invităm toate fetele care vor să se înscrie la acest profil, pentru că noi facem parte de altfel din cadrul acestui profil, să vină, pentru că este o meserie de viitor foarte frumoasă. Anul acesta noi pregătim două clase de filologie, între care o clasă de engleză intensiv, două clase de mate info, o clasă de științe sociale, trei de științe sociale și două de științe naturii. Pe tot parcursul acestei săptămâni, elevii de clasa a 8-a sunt așteptați să viziteze spațiul destinat liceelor pentru a-și forma o idee despre profilurile existente. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu, vineri de la ora 10. Polițiștii giurgiuveni se vor implica și ei în programul denumit Școala Altfel, organizând o serie de acțiuni de prevenire și informare. Totodată, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean vor desfășura acțiuni de păstrare a ordinii și liniștii publice, precum și de informare a liceenilor cu privire la dezvoltarea unei cariere în poliție. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au prezentat astăzi într-o conferință de presă acțiunile ce vor fi derulate în cadrul programului Școala Altfel. Activitatea polițiștilor vizează în special școlile și liceele din municipiu și județ și pe lângă campania cu caracter de informare și prevenire va fi prezentată și oferta educațională a unităților de învățământ de profil. Mergem cu o ofertă educațională în ideea de a informa și de a atrage, dacă doriți, cât mai multe persoane, cât mai mulți tineri către meseria de polițist. Activitățile care se vor desfășura în cadrul campaniei Școala Altfel vor fi diversificate. În fiecare zi vom desfășura activități pe anumite tipuri de mesaje. Avem activități pe prevenirea riscului rutier, pe prevenirea și a victimizării minorilor. Avem activități pe linia Patrimoniului Cultural Național desfășurate cu elevii unei școli din municipiul Giurgiu. De asemenea, ne vom deplasa și în mediul rural. Pentru a atrage tinerii către profesia de polițist, vor avea loc în paralel acțiuni de promovare a acesteia. Astfel, la nivelul inspectoratului, a fost constituită o echipă care se va ocupa de astfel de acțiuni. Campania își propune să promoveze profesia de polițist și să identifice cât mai mulți tineri care să opteze pentru această profesie. La nivelul IPJ Giurgiu a fost constituită o echipă de promovare a acestei campanii, formată din reprezentanți al structurilor de resurse umane, prevenirea criminalității și compartimentului presă și relații publice. Pe tot parcursul acestei săptămâni, polițiștii vor fi prezenți la toate lăcașurile de cult din județ, în special pentru a preveni faptele antisociale. La toate bisericele, în toată perioada desfășurării slujbelor Denia Mare și slujba de înviere, pe toată această perioadă vor fi polițiști, cel puțin un polițist, la fiecare biserică, cu scop preventiv, dar și pentru a asigura, din punct de vedere al liniștii cetățenilor și mai ales al liniștii slujbei de înviere, care pentru toți creștini ortodoxi înseamnă foarte mult, foarte multă liniște, foarte multă rugăciune și ca vestea minunată din seara de sâmbătă spre duminică, noaptea învierii, să poată fi transmisă în condiții normale din punct de vedere civic. La conferința de presă de astăzi a fost prezent și inspectorul general școlar Gigi Oprișan. De asemenea, a participat la întâlnirea cu presa și consilierul județean Ioan Micu, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică.
Pentru teatrul din localitate, proiectul Școala Altfel a demarat cu stângul. La prima piesă jucată astăzi, în cadrul întâlnirilor planificate cu elevii giugiuveni, în sala mare au fost puțini spectatori, deși profesorii au solicitat locuri suplimentare. O bere care o dă... Conducerea Teatrului Tudor Vianu a planificat pentru următoarele zile 9 întâlniri cu elevii și profesorii giurgiuveni, invitația la teatru fiind în cadrul proiectului Săptămâna Altfel. Prima piesă din această gală a teatrului pentru elevi a fost planificată astăzi la ora 10. Este vorba despre comedia pentru copii intitulată Barbăroșie, scrisă de dramaturgul giurgiuvean Mircea Demrădulescu. Solicitările din partea profesorilor au fost mari și piesa nu s-a mai jucat la sala studio, ci a fost adaptată pentru sala mare. Surpriza care a urmat a fost una neplăcută. Din cauza ploii sau a indiferenței, nu au venit decât 81 de spectatori. Am mutat spectacolul din sala studio, unde s-a jucat multe zile bune. Am mutat la sala mare pentru că au fost promisiuni că vor fi foarte mulți cereri de bilete. Numai că au fost 81 de oameni. 81 de plătitori. M-am întrebat, doar ploaia să fi fost de vină? Încerc să mă amăgesc că doar ploaia a fost de vină. Dar e o temă de meditație pentru că este un mare, mare dramaturg român, nerespectat, sigur intră în axioma vieții noastre, la el acasă. Mica gala teatrului pentru prichindei, copii și adolescenți se va întinde pe toată săptămâna și invitația la teatru rămâne valabilă atât pentru elevi cât și pentru profesori. Pe lângă săptămâna teatrală Altfel, mâine demarează cea de-a treia ediție a programului Dunăran Giurgiu Ruse. Proiectul ține de montarea în Bulgaria unor piese jucate de teatrul nostru și în replică acelorași piese jucate la Giurgiu de actorii din Ruse. Ziua de mâine este a teatrului giurgiuvean, care va juca peste Dunăre piesa dramaturgului bulgar Orlin Diakov intitulată 46 de pași. Va mai fi pusă în scenă și o premieră absolută, N-aveți un mort de vânzare, scrisă de Mircea Meionescu. Pe afișele pe care o să le vedeți și care veți merge la Ruse, pe afișele din oraș, seara teatrului bulgar și român, este o onoare pentru noi, cei de la Giurgiu, care iată reprezentăm teatrul românesc mâine seara. Publicul giurgiuvean va fi invitat la această ediție a proiectului în luna mai, când trupa din Ruse va juca aceleași piese la Giurgiu, montarea beneficiind de subtitrare. Sute de elevi de la clasele pregătitoare până la viitori absolvenți de liceu au participat la o activitate de informare organizată de Jandarmeria Giurgiu în incinta Liceului Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihăilești. Acțiunea a fost planificată în cadrul programului Școala Altfel și a avut ca temă aniversarea celor 165 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. În cadrul activității organizate de Jandarmeria Giurgiu la Mihăilești au fost prezentate ținuta militară, materialele de protecție și intervenție, iar specialiștii din cadrul instituției au prezentat teme pe linia prevenirii faptelor antisociale în mediul școlar. Asta e mai grea să știți pentru intervenție. Asta că e mai ușor. Uniforma, respectiv materialele de protecție și intervenție pentru restabilirea ordinii publice. Am să încep cu materialele de protecție. Materialele de protecție sunt cotiere, tibiere, jos, da? Cască, da? Și scutul de protecție. Sunt folosite pentru misiunile de restabilire. Totodată, elevii claselor a 10-a și a 11-a au fost informați cu privire la instituțiile de învățământ în care se pregătesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Române, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, Școala Militară de Subofițeri Jandarm Grigore Alexandru Ghica, Școala Militară de Subofițeri Jandarm Petru Rareș din Fălticeni, fiindu-le prezentate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la examenele de admitere. Zeci de pachete cu alimente, dar și un frumos program artistic sunt darurile oferite de elevii de la clasele a 4-a E și a 7-a E, școlii numărul 8, pentru Asociația Licurici din Giurgiu. Elevii, dar și părinților care sunt voluntari ai asociației, desfășoară periodic astfel de acțiuni caritabile, militând pentru discriminarea persoanelor seropozitive și integrarea acestora în societate. Periodic, în preajma marilor sărbători din an, dar și cu alte ocazii, elevii claselor a 4-a E și a 7-a E de la școala numărul 8, împreună cu părinții și dascălii, desfășoară acțiuni de voluntariat în cadrul Asociației Licurici din Giurgiu, cea care are în grijă tineri seropozitivi.
Coordonați de dascălii Gianina Artizan și Petra Sârbu, elevii au organizat și acum în preajma Paștelui surprize pentru tinerii de la Licurici. Ei au achiziționat alimente pe care le-au donat asociației, dar au pregătit și un program artistic. Activitatea de voluntariat desfășurată pe parcursul acestor 8 ani mi-au dăruit cea mai importantă lecție de viață, aceea că nimic nu se compară cu zâmbetul unui copil care este prea greu încercat de viață. Activitatea desfășurată alături de membrii Asociației Licurici, care sunt devotați în lupta împotriva seropozitivității, am învățat că boala nu este un stigmat, ci o nedreaptă condamnare. Asociația Licurici Giurgiu are drept scop promovarea și apărarea drepturilor persoanelor infectate și afectate cu HIV-SIDA, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor seropozitive. Asociația, care numără circa 50 de membri, nu poate supraviețui însă fără sprijin din partea autorităților și a oamenilor de bine. Este și motivul pentru care, în această perioadă, tinerii din asociație se bucură mai mult decât de obicei de atenția celor din jur când primesc daruri și chiar sprijine financiare. Apostila este ștampila sau certificatul eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga pentru actele oficiale întocmite în statul respectiv. La Giurgiu, instituția prefectului a organizat o acțiune care a avut ca scop începerea și derularea sistemului inoperabil centralizat pentru evidența apostilei. Întâlnirea de la sediul giurgiuvean al instituției prefectului a avut ca scop informarea cu privire la implementarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unui serviciu administrativ informatic pentru cetățeni și mediul de afaceri necesar vizualizării online a datelor referitoare la apostilele eliberate de instituția prefectului din România. Cea mai importantă parte a acțiunilor derulate deja de la debutul proiectului în 2013 a fost cuprinsă în prezentarea unuia dintre angajații prefecturii giurgiuvene. Rezultatele realizării proiectului au constat în faptul că au fost informatizate și devenite interoperabile sistemele din toate cele 42 de instituții ale prefectului. Au fost instruiți cu această ocazie 95 de angajați, 87 din cadrul instituțiilor prefectului și 8 angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. S-a reușit furnizarea unui serviciu online de verificare a apostilelor eliberate de instituțiile prefectului. La întâlnirea de la Prefectura Giurgiuveană au fost prezenți reprezentanți ai primăriei municipiului Giurgiu și ai altor primării din județ, ai serviciilor municipal și județean de evidență a persoanei, ai inspectoratului școlar județean și ai altor instituții din subordinea prefecturii cu responsabilități în emiterea de apostile. De menționat este și faptul că din cele 120.000 de apostile emise în România, circa 500 vin din partea Prefecturii Giurgiu. Au mai precizat cei prezenți la întâlnirea de la sediul prefecturii. Proiectul, cu finalizare la jumătatea anului în curs, are ca avantaje importante posibilitatea verificării autenticității apostilelor, dar și scurtarea timpului și procedurii de acordare a acestor. Peste 600 de roboți din 40 de țări se vor întrece în una din cele mai mari competiții de gen din lume. Confruntarea roboților va avea loc la sfârșitul săptămânii la Viena, acolo unde va participa și echipa Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației, din care fac parte și câțiva studenți giurgiuveni. România aruncă în luptă 8 roboți la 4 categorii, anul trecut țara noastră situându-se pe locul 6 în lume. Robot Challenge este una dintre cele mai mari competiții de robotică din lume și se desfășoară anual în Viena, Austria. Sute de roboți autonomi din toată lumea sunt aruncați în luptă pe categorii, într-o competiție care vine să răsplătească eforturile studenților pasionați de informatică, electronică, mecanică și inteligență artificială. La Viena vor fi și în acest an studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației, reuniți într-o echipă din care fac parte și studenți giurgiuveni. Ambițiile sunt mari, la fel și așteptările, având în vedere concurența extrem de puternică. Evident că anul ăsta toți studenții din toate țările și-au propus un progres tehnic. Ne-am aliniat la acest concept și noi am schimbat ceva din mașina robotului nostru și cel mai important din software-ul aplicat pe această mașină. Din ce în ce mai mult în electronica actuală
se pune accent pe informația pe care o pui pe acel device, nu pe mașina în sine. Este, să zic așa, era informației. Nu mai este era electronicii, este era informației. Informații aplicată mașinii. În competiția de la Viena s-au înscris 631 de roboți din 40 de țări, studenții români fiind pregătiți să lupte cu 8 roboți la 4 categorii. Vedeta din acest an va rămâne însă tot robotul Wolf. Wolf a fost testat la cele două sesiuni naționale ale concursului Robot Challenge România, unde și-a demonstrat calitățile tehnice și informaționale, așa cum vorbeam. Ne temem totuși de echipe din Letonia. Letonia are o facultate de robotică unde studenții de acolo primesc sume foarte mari de bani pentru cercetare. Noi însă a trebuit să ne străduim de la părinți, de la prieteni, de la firme, să strângem un buget care depășește 3-4 mii de euro, să creăm acest robot. Repet, de câte ori am ocazia să spun că acest robot nu este o mașină pe care o construiești și o pui într-o expoziție. Este un prototip cu care faci foarte multe teste în care distrugi anumite componente sau schimbi anumite componente care nu sunt performante. În afară de această cheltuială financiară, este și o cheltuială mare de timp. Necesită foarte multe ore de teste, de programare, de proiectare și așa mai departe. Echipa studenților de la Facultatea de Electronică este formată din 17 membri, iar la Viena roboții lor vor putea fi văzuți în probele de Air Race, Sumo, Nano Sumo și Line Follower. În primul rând, concursul se desfășoară la Viena, cum a spus dumneavoastră, 11-12 aprilie, la aula Wissenschaften. Wissenschaften este un cuvânt compus între proprietăți și cunoștințe, dar este aula de științe din Viena, o construcție, să zic așa, impresionantă prin faptul că 300 de metri pătrați nu are niciun sprijin interior, ci numai sprijin exterior. La acest concurs avem aproape 7 roboți. Probele de acolo sunt cele de iRace, adică mașini care va trebui să zboare și să recunoască o traiectorie, obstacole, în aer și așa mai departe, este introdusă de curând. La capitolul Sumo, unde sunt 4 categorii, Nano Sumo, categoria cea mai, să zic așa, apreciată prin forța și inteligența roboților, până la roboți care de-abia depășesc 3 cm pe latură. De asemenea, la probele de line follower, unde sunt la fel probe diferențiate cu obstacole, fără obstacole și așa mai departe, vom avea roboți, o să auziți de roboți, bineînțeles, Wolf, Topor, Rugina, Flex l-am pensionat fiind o generație ceva mai veche. Din exterior, pentru necunoscători, concursurile de robotică par ceva ușor, însă în spate sunt mii de ore de muncă. Nu asta ar fi problema dacă proiectele studenților geniali din România ar fi susținute de autoritățile statului. Din păcate și la acest capitol, studenții trebuie să se descurce singuri sau să apeleze la sponsori generoși care le împărtășesc pasiunea și care cred în cercetare și inovație. O spun așa cu mâhnire, că nu se apleacă această țară, acest guvern, lumea politică care conduce acest guvern, nu se apleacă asupra învățământului, asupra cercetării. Ne mirăm că ne pleacă studenții din țară. Evident, în alte părți au bugete mari, au condiții de proiectare, condiții de cercetare și sunt respectați. Aici, inclusiv deplasarea la Viena se face cu resurse proprii, cazare, parcare, diurne, taxe și alte chestii le suportăm din buzunarul nostru. Asta pentru mândria țării, că atunci când se iau premii și se urcă pe un podium, foarte multă lume se bate cu corăbita în piept România noastră sau studenții noștri. Nu sunt ai noștri. Vor fi ai noștri în momentul în care îi vom respecta și le vom acorda bugete și toată ergonomia spațiilor pentru cercetare.
În ciuda tuturor acestor dificultăți și a piedicilor puse chiar de către cei care ar trebui să-i susțină, studenții români își urmează pasiunea și trec peste orice obstacol pentru a face cunoscute lumii proiectele lor, dar mai ales inovațiile, de cele mai multe ori revoluționare în domeniul roboticii. Acești studenți au ambiții profesionale care nu pot fi mărginite de nesimțirea unui stat de drept. Trec peste orice obstacol pentru a-și definitiva, să zic așa, cunoștințele din facultate. Pentru mai nou, acum există o tendință spre a crea inovații. Fiecare student pe care eu îl cunosc din acest cerc vrea să facă o inovație în electronică, în informatică și așa mai departe. Este un lucru măreț și eu îmi doresc să fac o inovație, de exemplu, folositoare omenirii. Este țelul, să zic așa, suprem a unui om dedicat tehnicii. Totuși, cu sprijinul unor oameni de bine din Giurgiu, echipa Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației va putea participa în aprilie la Viena la concursul de robotică, în speranța că pe viitor statul român nu-și va mai asuma rezultatele studenților fără a le oferi sprijinul de care au nevoie. La Giurgiu, la acest proiect, este prietenul nostru, domnul Florian Nicolae, care este un om tehnic și apreciază această mișcare a studenților de la electronică și câteva firme private la care nu vreau să le fac reclamă și le mulțumesc pentru atenția acordată acestei mișcări. Anul trecut, la concursul Robot Challenge de la Viena, o echipă a Facultății de Electronică s-a clasat pe locul al doilea la secțiunea NanoSumo, iar România, per ansamblu, s-a situat pe locul 6 în lume. În ceea ce privește concursul din acest an, pentru prima dată apare o probă pe care se pune cel mai mare accent, cea a roboților humanoizi. Vorbim de humanoid Sumo și humanoid Sprint, unde deja, pentru fiecare dintre ele, s-au înscris roboți din 16 țări. Aproximativ 100 de romi din Giurgiu au sărbătorit în avans Ziua Internațională a Romilor. Aceștia s-au întâlnit duminică la o masă festivă, una a recunoștinței în incinta unui local din municipiu. Reuniunea, dar și manifestările ce vor urma au ca organizator Partida Romilor Pro Europa. Ziua de 8 aprilie este una de sărbătoare pentru romii de pretutindeni, fiind marcată Ziua Internațională a Romilor, pentru că în acest an sărbătoarea coincide cu Săptămâna Patimilor. Partida Romilor Pro Europa a organizat în avans o masă festivă cu muzică lăutărească, la care au participat aproape 100 de persoane. Este o sărbătoare importantă pentru întreaga comunitate de romi din județul Giurgiu, județ în care avem în jur de 40.000 de persoane de etnie romă și pentru municipiul Giurgiu, unde suntem în jur de 8.500 de persoane de etnie romă. O să fie o întreagă pleiadă de activități. Am început cu un flash mob care a avut loc ieri în piața centrală. Continuăm cu această manifestare de astăzi. Vedeți că este o masă festivă, o masă a recunoștinței până la urma urmei. În ultimele zile, mai multe grupuri de romi au organizat flash mob-uri în diferite zone din municipiu, promovând în acest fel dansurile tradiționale romanii. Ziua în care sunt sărbătoriți romii nu va fi lipsită de activități. Pe 8 aprilie, Partida Romilor Pro Europa Giurgiu va organiza o conferință de presă, după care va avea loc un seminar despre istoria acestui popor la Muzeul Județean Teohari Antonescu. Sunt lucruri importante și încercăm să arătăm că și în Giurgiu comunitatea de romi este frumoasă, este unită, că au niște tradiții frumoase și că, de ce nu, până la urma urmei, faptul de a fi rom este și un lucru de a fi mândru. Eu sunt mândru că sunt rom. Mesam rom, te trailes bachtalo romale. În cursul acestei săptămâni, romii vor susține spectacole la Singureni, Herești, Hotarele, Malu și în alte comunități mari de rom din județ. Produs începând din 1973, filmul Veronica a avut premiera într-o zi de 6 aprilie, în urmă cu exact 42 de ani. Regia producției muzicale pentru copii a fost semnată de Elisabeta Bostan, cea care a mai avut importante contribuții la realizarea unor filme de același gen. În rolul Veronica i-a fost distribuită Lulu Mihaescu.
Feerie muzical-coregrafică în regia Elisabetei Bostan, filmul Veronica a avut un rol titular pe Lulu Mihescu. La vremea realizării filmului, micuța aleasă pentru rolul principal dintr-o sumedenie de copii, dovedindu-se a fi nepoata de numai 4 ani a unui mecanic de locomotivă. Veronica este copilul zvăpăiat dintr-un cămin care, la vârsta de 5 ani, primește în dar, chiar de ziua ei, de la zâna cea bună, trăistuța capabilă să-i îndeplinească deținătorului orice dorință. În schimb, copila aniversată promite să fie cu minte, darnică și prietenoasă. Veronica, Veronica, fată bună și cu minte, pentru tine, Veronica, traista este darul meu. Ea e plină de povețe, e o traistă fermecată, poate multe să te învețe, dacă o asculți mereu. Egoistă, fără a-și ține promisiunea, Veronica rămâne fără trăistuță și, plină de regret pentru comportamentul său, va pleca în căutarea acesteia. De aici, aventura prin care trece îi va da prilejul să se confrunte cu șiretenie, răutate și minciună, lucruri care, prin intermediul prietenilor întâlniți, o vor face pe eroină să înțeleagă ce înseamnă prietenia adevărată, altruismul și curajul. Eu sunt plicuriciu, precum vezi sunt un ciop dintr-o stea. Hai dorm, noapte bună, somnușor, somnușor, fata mea. Voi sta lângă tine, somnul tău liniștit voi veghea. Dar eu vreau trăistuța. Ai răbdare, hai dorm, nu ofta. Filmul regizat de Elisabeta Bostancea, care și-a pus semnătura regiei și pe scenariul de televiziune Fram, dar a scris de asemenea scenarii pentru alte filme destinate copiilor, a beneficiat de o distribuție din care au făcut parte Margareta Păslaru, Dem Rădulescu și Vasilica Tastaman. Pelicula a avut o continuare, Veronica se întoarce, cea de-a doua încercare, păstrând trupa de actori identică cu cea folosită la prima producție. În ceea ce o privește pe actriță în rolul titular, comparată cu americanca Shirley Temple, trebuie spus că în perioada 1976-1982 a mai jucat în 3 filme, tot în regia Elisabetei Bostan, iar de ceva timp s-a stabilit în Canada. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo, iar apoi emisiunile Sport Arena și Audiența. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Bine v-am regăsit la știrile din sport. Astra Giurgiu nu a reușit să treacă ușor peste pedeapsa primită de patronul Ioan Nicolae. Elevii lui Dorinel Munteanu i-au transmis un mesaj de solidaritate finanțatorului de după gratii și la fel au făcut și suporterii. Nu a fost de ajuns pentru ca Astra să câștige meciul cu CFR Cluj. Ardelenii speriați de Liga a doua au câștigat cu 1-0 la Giurgiu. Înainte de începerea meciului cu Lanterna Roșie CFR Cluj, fotbaliștii Astrei au îmbrăcat tricouri albe inscripționate cu mesajul RESPECT pe față, iar pe spate numele lui Ioan Nicolae și numărul 1. Spectatorii giurgiuveni prezenți pe stadionul Marina Anastasovici au vrut să arate că sunt alături de cel care a adus-o pe Astra la Giurgiu. În momentele mai grele, Astra să vă dea putere, să treceți peste ele. Respect, Ioan Nicolae. Se vedea scris pe bannerele afișate de cei din galeria Astrei. Meciul cu CFR Cluj nu a fost cel mai fericit pentru giurgiuveni. Ardelenii, care au fost depunctați cu 24 de puncte, au venit la Giurgiu obligat să câștige și așa au făcut. CFR a pus mâna pe victorie prin golul fundașului Larie, care a reluat cu capul de lângă Florescu. Revenit în urma unei accidentări, Fatai nu a reușit să pună în pericol poarta lui Mihai Mincă. Constantin Bundescu nu a avut nici el o zi prea bună. Execuțiile sale au fost lipsite de forță în meciul de sâmbătă. Da, din păcate am pierdut un meci acasă, nemeritat zic eu, dar din păcate am primit
un gol la singura lor ocazie și după aia a fost greu să revin. Aflați pe ultimul loc în clasament, clujenii au vrut neapărat să obțină victoria la Giurgiu, deoarece sunt speriați de Liga a doua. Îți trebuie 10 victorii ca să faci 30 și ceva de puncte, nu? Și mai sunt 11 etape. Deci nu cred. Ce ar fi să jucați în Liga a doua? Era... Păi nu-și dorește nimeni să joace în Liga a doua, te trezești dimineața. Eu nu-mi doresc. Gabriel Enache, finul lui Ioan Nicolae, a fost afectat din plin de șocul arestării nașului său. Noi suntem alături de el și sperăm meciurile viitoare să le câștigăm, să le dedicăm destul. Pentru cine a fost șocul și mai mare, ținând de fapt de ieșinatul tău? Normal, automat. Este un șoc foarte mare pentru noi și întreaga familie, dar nu avem ce face, noi nu avem nicio putere. Cu 3 victorii, 2 înfrângeri și un rezultat de egalitate, Dorinel Munteanu și-a asumat insuccesul de sâmbătă. O înfrângere pe care mi-o asum, sigur că rezultatul negativ este al meu. Am suferit foarte mult în prima repriză. Trebuie să găsesc cauzele, scuzele acestei, cel puțin prime reprize. Sigur, a doua repriză, la singura greșeală pe care am făcut-o, adversarul a marcat din fază fixă, ceea ce nu-i permis, la fel. Joi, Astra Giurgiu ia drumul Gorjului pentru meciul cu una dintre finalistele Cupei României, Pandurii Târgu Jiu. Partida va începe de la ora 19 și 15 minute. Dunărea Giurgiu a reușit scorul etapei cu ASE Prundu sâmbătă în etapa cu numărul 17 a Ligii a 4-a. Dunărenii au câștigat cu scorul de 8-2 într-un meci în care și-au permis să se joace cu ocaziile. Arsenal Malul se ține scai de Unirea Izvoarele după ce a reușit o nouă victorie pe teren propriu. Sâmbătă, Dunărea Giurgiu s-a distrat cu apărarea lui ASE Prundu, care se zbate în subsolul clasamentului. Giurgiuvenii au vrut să spele rezultatul din etapa trecută, când au pierdut la Hotarele cu 4-1, iar victima răzbunării a fost ASE Prundu. Dunărenii au înscris aproape la fiecare fază de poartă atunci când nu încercau să se dea în spectacol. 8-2 a fost rezultatul final, iar cu 10 minute înainte de sfârșitul jocului, antrenorul celor din Prundu a părăsit terenul de joc, lăsându-și elevii să se certe cu dunărenii în ultimele faze de joc. Ce să spun? Să mă felicit pe mine pentru acest gol. Felicitări băieților. Au fost mai buni ca noi, au alergat mai mult și s-a văzut. Ăsta e scor. În capărul mie sau voi v-ați certat, că mai ales în prima repriză în teren? Ce se întâmplă? Nu vă înțelegeți? Mulți suntem, alții din București, alții din Giurgiu și nu ne înțelegem între noi. Pentru jucătorii giurgiuveni a fost sărbătoare și nu doar datorită rezultatului. Coechipierul lor, Narcis Pascu, a fost felicitat pentru golul marcat și onomastică. Încerc să văd unde am ținut scorul cât s-a terminat, dar ce, e bine că am câștigat. Acum să nu mai copii, acolo a fost și o vreme care nu ne-au prins. Noi suntem tehnici, acolo a fost terenul foarte greu. Da. Bravo, băi, era un sen. Și Arsenal Malu s-a descurcat bine etapa trecută. Tunarii au câștigat doar cu 2-0 duelul de pe teren propriu cu Dunărea Oinacu. Danciu și Jelescu au adus victoria mălurenilor. Malu tot nu reușește să se apropie de Unirea Izvoarele, care a câștigat cu 7-0 împotriva celor de la Mihai Viteazul Călugăreni. Imediat după știri la emisiunea Sport Arena veți putea urmări cele mai incitante lupte de la competiția Kyokushin Revolution Cup. Sportivii giurgiuveni au oferit un spectacol inedit și l-au aplicat lovituri de generic adversarilor. Nu ratați în această seară o nouă ediție explozivă Sport Arena. Cele mai spectaculoase lupte din gala Kyokushin Revolution Cup vor fi difuzate integral după încheierea jurnalului TV Giurgiu. Mirel Iacob, Eduard Dingeaua și mulți alți giurgiuveni au luptat cu cei mai tari Kyokushin din România, oferind un adevărat spectacol pe tatami. De la ora 19:45 pe TV Giurgiu veți putea urmări evoluțiile sportivilor de la cluburile giurgiuvene de karate Kyokushin. Astăzi este o zi specială pentru legenda vie a karateului Kyokushin din România. Sensei Ilie Ionescu a împlinit astăzi vârsta de 64 de ani. Îi urăm pe această cale la cât mai mulți ani în slujba artelor marțiale românești. Acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe, ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
Înnorările persistă în est și sud-est, unde mai plouă, dar trecător se pot semna la Lapovițe sau chiar ninsori slabe. În estul Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei, cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților oriental și meridionali, local va mai ninge, iar temporar, mai ales pe creste, ninsoarea va fi viscolită. În jumătatea vestică a țării, mai plouă izolat și treptat sunt șanse să se arate soarele printre nori. Și în Giurgiu, vremea va fi mult mai rece decât în mod normal și în ziua de marți, cu cer încărcat de nori și ceva ploaie peste zi, dar și vânt care își va face încă simțită prezența. După amiaza, vine cu cel mult 7-8 grade în termometre. Marți, în județul Giurgiu, se vor înregistra 7 grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 8 grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va atinge 14 km pe oră din direcție nordică, presiunea atmosferică 750 de milimetri coloană de mercur, în timp ce apele Dunării se află în creștere cu 40 până la 50 de centimetri, cota probabilă fiind stabilită la 473 de centimetri, iar umiditatea va atinge la rândul 83%.